Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la conferința noastră de presă. Aș vrea ca să vă informez și așa cum eu dintotdeauna precizez prin intermediul dumneavoastră și cetățenii județului nostru că astăzi vom vorbi și vom aborda mai mult problematica politică, lăsând la o parte, a zice, cea care ține de administrație, cea care ține de prezența mea în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean în Consiliul Județean, de modul în care ALDE și-a făcut datoria față de cetățeni, apropo de investițiile și atragerea de bani în județul nostru. Deci problematica administrației și a rolului ALDE în investiții și administrație, în tot ce se întâmplă în județ, în modul de practic, o vom aborda sau acest rol îl vom aborda într-o altă conferință de presă. Sperăm săptămâna viitoare sau peste maxim două săptămâni. În demersul meu de astăzi am alături de mine câțiva colegi din ALDE, neamț, unii cu funcții, alții sunt aspiranți la funcțiile respective, dar toți, absolut toți, sunt candidați, sunt propuneri de candidați pentru primari în zonele pe care le reprezintă. O să îmi permiteți și chiar o să vă rog să îmi dați voie să încep cu doamna Adamoaie Maule Andreea, să încep această prezentare, care este candidat la funcția de primar al orașului Rostov. Doamna Adamoaie este aici. Domnul Enache Ciprian, pe care am prezentat și în conferința de presă trecută, dar nu este nicio problemă, pentru că dumnealui va fi în orice conferință de presă până la alegerile locale lângă mine, pentru că este și vicepreședinte al organizației județene ALDE și este candidatul nostru pentru primăria Piatra Neamț. De asemenea, domnul Matei Eugen, candidat la funcția de primar al orașului Bicaz. Domnul Pădurar Ion, candidat la funcția de primar al comunei Girop. Domnul Rusu Cosel, candidat la funcția de primar al comunei Țibucani. Domnul Agapie Grigore, candidat la funcția de primar al comunei Pipiric. Domnul Beriano Vasile, candidat la funcția de primar al comunei Gândinții. Domnul Agafiței Vasile, candidat la funcția de primar al comunei Mărgine. Domnul Merfea Bogdan Constantin, candidat la funcția de primar al comunei Dulcești. Și domnul Humă Marius Vasile, candidat la funcția de primar al comunei Răucești. Își cer iertare, va ajunge, numai că o să ajungă ceva mai târziu. A plecat din câmp, a plecat de la serviciu, în sfârșit are și o fermă, dar să o prezinte dumnealui când va fi prezent în mijlocul nostru. Ce rămâne mie în continuare de făcut? E să-i rog pe dragii mei colegi să se prezinte fiecare și într-o foarte scurtă, aș zice, prezentare legată de activitate, profesie, funcție, familie și, sigur, de ce au ales ALDE. O să începem cu... Deci trebuie să fim politicoșurile, nu vreau, avem ce face. Chiar dacă mă duc un pic emoțiile, să începem cu dumneavoastră, da? O să începem cu doamna Adamoaie Maule Andreea, candidat la funcția de primar în orașul Rostov. Bună ziua! Mă numesc Andreea Maule Adamoaie. Sunt mamă a doi copii, sunt căsătorită, am o fetiță de 12 ani și un băiat de 16 ani. Sunt născută în Slobozia, orașul Rosnov. Cei 38 de ani ai mei i-am petrecut în această comunitate. Sunt asistent medical la un cabinet de medicină de familie din orașul Rosnov. De 12 ani deservesc această comunitate. Din 2018 sunt președinta Asociației Asistenților din Medicina Primară
din România. Sunt reprezentanta a 16.000 de profesioniști din acest domeniu. Am venit alături de ALDE pentru că am căutat oameni cu echilibru, oameni care își doresc să facă ceva și să lasă ceva în urmă. Îi mulțumesc domnului Asaftei și echipei ALDE că m-au primit alături de ei. Împreună cred că suntem echipa câștigătoare la Rosnov. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc, Andreea. Și domnul Elache Ciprian, pe care îl cunoașteți, deci președintele clasei noastre la municipiu, candidat în funcția de primar pentru municipiul Piatra Neamț, este bine să ne spunem noi câteva cuvinte, chiar dacă le-am mai spus și într-o conferință trecută, are și apariții televizate, pentru care îi mulțumim, pentru simplul fapt că se face cunoscut și de fiecare ne dovedește că vine cu surprize plăcute, care ce fac? Concretizează, demonstrează că este un om serios și că nu ne-am înșelat sub nicio formă atunci când l-am propus și când a propus biroul județean pentru această funcție și sigur pentru această candidatură. Vă rog, domnul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. N-am să încep cu o prezentare a mea, așa cum a făcut și colega, pentru că am făcut-o într-o conferință de presă anterioară, dar pot răspunde la orice fel de întrebare legată de mine, de CV-ul meu, pentru colegii care din presă care nu au, colegii dumneavoastră din presă care nu au fost sau nu au prins o informație, dar vreau să vă spun că mă bucur nespus de mult când văd că organizația ALDE crește, când văd că de la zi la zi suntem mai mulți, când văd că cererile, practic, sunt din ce în ce mai multe oameni, buni, oameni frumoși, oameni, oameni tineri, atât în buletin sau în suflet, vin alături de noi, oameni cu experiență, care cred în cauza noastră, care cred în cauza ALDE, care cred în echipa ALDE Neamț. Vă mulțumesc frumos! Și noi mulțumim! De asemenea, domnul Matei Eugen, candidat în funcția de primar orașului Bicaz. Vă rog, domnul Matei. Ca să mă repet, deci Matei Eugen, sunt locuitor al orașului Bicaz de peste 33 de ani. Sunt de profesie jurist, căsătorit, ortodox și am un copil de un copil care e destul de mare, 28 de ani. Și am venit în ALDE pentru că am considerat de mai mult timp că există o stare de spirit foarte bună pentru a-și pune amprenta în zona orașului Bicaz și nu numai a orașului Bicaz, ci a zonei Valea Muntelui și Valea Bicazului. Și prin aportul conducerii județenii ALDE, simt că voi avea șanse mari pentru a creona un standard social, economic, dar mai ales turistic în zona orașului Bicaz. Alte aspecte despre activitatea mea și activitățile, mai ales care le voi desfășura, le vom la lansare la Bicaz. Da, exact, la Bicaz. Vă mulțumesc pentru... Ați amintit că sunteți jurist de profesie, da? E perfect. Înseamnă că n-am fost atent, intrați. A sosit și domnul Marius Luma, colegul nostru, de la Năucești. Domnul Pădurarul Ion, candidat la funcția de primar al comunei Girov. Bine ați venit, domnul Pădurar, în mijlocul nostru. O să vă rezerv o surpriză. Domnul Pădurar Ion, până acum câteva zile, a fost consilier la PNL, la Comuna Girov. A trecut în rândul organizației ALDE Neamț. Îi mulțumim foarte mult. Îl așteptăm să vedem ce ne poate spune despre dumnealui și ce motive l-au împins spre ALDE. Vă rog. Bună ziua. Mă numesc Pădurar Ion Cezar, majoritatea populației din Neamț și din toate comunele împrejurate cunosc de Cezar.
am fost consilier de-a lungul anilor, PNL, am 53 de ani, 2 copii, am funcția de tehnician agronom și numai agronomia am făcut din 85 până acum. Cunosc foarte bine problemele comunei Giro. De aceea am ales formațiunea ALDE, pentru că de cursul candidaturii mele ca consilier, ca și consilier comunal, am văzut modul de organizare a consilierilor și liberalismul lor a luat deciziile asupra hotărârilor din consiliu. Nu precum fac alte formațiuni, unul gândește și tot se ridică mâna. Aici mi-a plăcut. De asta am zis că aici este echipa mea, unde pot să fac treabă. Mulțumim frumos! Un om deosebit, un fermier destoinic, cu, aș zice, asociație în mai multe comune, nu doar în Girov, și încă o dată îi mulțumesc pentru că, sigur, a ales liberalismul adevărat pentru ceea ce înseamnă viața viitoare, și economică, și socială, și politică. Mulțumesc încă o dată, cetă. Domnul Rusu Costel, candidat la funcția de primar al Comunității Bucai. Bună ziua, mă numesc Rusu Costel, în primul rând la mulți ani doamnelor și domnișoarelor din sală, atât și domnilor. Vin dintr-o familie cu un singur copil, am crescut la fel un singur copil în familie, am activat o perioadă în funcția de viceprimar timp de un an jumătate, datorită unor divergențe politice, am ajuns din nou la funcția de consilier, actualmente sunt consilier din partea Partidului România Unită. Am venit din convingere și din respect pentru domnul președinte a SAFTE-ului, datorită faptului că l-am văzut un om puternic și cred că un partid puternic trebuie să aibă alături un om puternic. Pot să spun că îi mulțumesc frumos pentru intenția care a avut-o asupra mea și sper să nu dezamăgesc. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Și eu mulțumesc că am întâlnit prin noastre. Trebuie să vă redau și un alt amănunt așa, de vreo două, trei zile, de asemenea, și dumnealui și-a anunțat cândva susținerea pentru ALDE, așa, ăsta e un lucru foarte bun, dar a trecut și cu acte în regulă, așa că nu este nicio problemă, este la noi la ALDE. Mulțumesc încă o dată. Întâi să cred că sunt cel mai nou exact. Mai avem ceva noi după alte partide, dar reprezentăm în conferința viitoare. Da. Domnul Agapie Grigore, candidat la funcția de primar al comunei Piperic. Grigore, se rog. Bună ziua, mă numesc Grigore Agapie, sunt născut în anul 1964, într-o familie de 10 copii, ultimul fiind eu. Sunt de profesie inginer silvic, lucrez la Ocolo Silvic Piperic. Candidez pentru funcția de primar pentru a aduce comunii Piperic o stare mai bună față de comunitate. O schimbare în bine, e nevoie acolo, chiar e mare nevoie și la voturile pe care le-ai obținut. Sunt alături de doamna Safti și susțin Alianța Liberală Democrație ALDE. Și noi mulțumim mult de tot, Grigore. La votul care obținut data trecută, nu sunt nimic altceva de o concretizare și o speranță că vei obține mult mai mult și mult mai bine la alegerile viitoare. Și credem noi că, sigur, comuna Piperic are o foarte mare nevoie de tine și de echilibrul tău și de faptul că ești un om gospodar. Apropo, ce știu să se foarte bine, să ai Dumnezeu sănătate, dar nu prea răsa fi alții acelea, că poate să nu toți voi nimic. Cel mai mic. Cel mai mic, am înțeles. Doamne, ce să domnul Berian Vasile, candidat la funcția de primar al comunei Gădinți. Vă rog, domnul Berian. Bună ziua. Mă numesc Vasile Berianu. Am 57 de ani. Am doi băieți mari, majori. Sunt de profesie inginer. Actualmente activez în sistemul privat. Consider că datorită gândirii mele liberale a fost și singurul motiv pentru care m-am înscris în ALDE, un partid cu gândiri liberale,
încă de acum 4 ani, unde am obținut un post de consilier la comună la mine. Și sper ca aceste idei liberale să le transmit și concetățenilor mei, în speranța că la aceste alegeri voi obține mai mult decât acum 4 ani. Mulțumesc! Și mulțumesc mult de tot! Baserica, succes acolo! Domnul Merfea Bogdan Constantin, candidat la funcția de primar al comunei Dulcești. Merg pe Constantin Bogdan din Dulcești, 46 de ani, am împlinit. Am doi copii căsătoriți. Sunt fermier în Dulcești, am o firmă de transport. Am venit în Alde pentru că am văzut un partid adevărat liberal și am văzut o echipă puternică alături de domnul Jurie Greza. Doamne, succes acolo, multă sănătate. Am văzut cum lucrezi, am văzut ce echipă ai lângă tine. Mă bucur foarte mult pentru și dacă știi de cauză la Dulcești. Domnul Agafiței Vasile, candidat la funcția de primar al comunei Mărgine. Bună ziua! Mă numesc Agafiței Vasile. Practic meseria de agronom. Am o microfermă în comuna Mărgine. Am 52 de ani. Am un copil, un băiat, de fapt, inginer la facultate, la Cotenată Facultate, la Carol Davila, urmează pe a doua, face masterul. M-am înscris în partidul ALDE, dorind să candidez la nou mandat electoral. Dacă voi fi ales, am să fac ceva foarte bine pentru comuna Mărgine. Vă mulțumesc! Succes! Și pentru astăzi, ultimul cu voia dumneavoastră, domnul Marius Vasile, candidat la funcția de primar al comunei de Răucești. Bună ziua! Cetat din clasice. Mă numesc Umă Vasile Marius, sunt de profesie inginer economist în agricultură. Am o exploatație agricolă pe baza comunei Răucești, județul Neamț, exploatație vegetală cât și zootehnică. Am și meserie de bugetar, lucrez ca asistent medical în Târgu Neamț. Momentan sunt consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Răucești, județul Neamț. Sper să facem treabă frumoasă în continuare, alături de colegii noștri din ALDE. Mulțumesc! Deci, așa cum v-am spus și la o altă conferință de presă și m-am informat pe această cale, deci este, a zice, o primă scoatere la vedere a unor oameni cu care noi lucrăm în teritoriu. E firesc, e normal, e bine ca lumea să-i cunoască, ca lumea să știe și cred eu că vom face nu doar o echipă bună, așa cum ne dorim, dar această echipă bună va fi, de fapt, dacă vreți dumneavoastră, chintesența partidului care va lucra pentru cetățeni și, sigur, în binele cetățenilor. Acestea mi-am spus, eu să vă rog să-mi permit să mai fac eu câteva precizări. Pentru că, din nefericire, în spațiu public, au vrut fel de interpretări și despre ALDE, poziția lui politică, alianțe, în sfârșit, fel de așa, în care delatorii și detractorii au un rol deosebit în a furniza informații false. Dar și aș vrea să fac câteva precizări. 1. Partidul Alianței Liberale și Democraților se va prezenta la alegerile locale în anul acesta ca entitate distinctă. Am mai spus-o și o subliniez acum. Separată de orice alt partid. Vom avea liste proprii de candidați. Acest lucru s-a discutat și la nivelul Bucureștiului. Se cunoaște, am fost de acord, am aprobat. Eu sunt membru în biroul politic executiv la nivel central. S-a pusat această problemă la nivelul biroului executiv, la nivelul domnului președinte Călin Popescu Tăriceanu și
s-a mers cu asemenea idei. Acum, ce aș vrea să vă spun? Eu am ținut foarte mult pentru județul Neamț ca să mergem distinct în alegeri. Dar, prin ceea ce ne reprezintă dumneavoastră ca liberal, efectiv liberal adevărat, domnul Călin Popescu Tărceanu, a lăsat și această posibilitate altor organizații, pe plan local, să-și facă, dacă vreți, alianțele pe care și le dorește, cu condiția sigur ca ALDE să beneficieze și să iasă bine din asemenea alianțe. Fiecare face ce crede și ce dorește. Noi aici la Neamț am hotărât, eu am informat Bucureștiul, mi s-a permis acest lucru, să mergem efectiv ca, repet, entitate separată, ca partid distinct, cu liste proprii și fără alianțe. Suntem oricum mult mai puternici decât în 2016, că am participat atunci toți singuri la alegerile locale și parlamentare. Am câștigat, cred eu că nu doar că vom câștiga de această dată, dar vom potența cu mult mai mult rolul și activitatea partidului în județul Neamț. Vă asigur de asemenea, prieteni dragi, că vom avea candidați la funcția de primar în toate cele 83 de localități. Este un proces în mișcare, este un proces continuu. Avem oameni care vor veni și în alte partide de la noi, consilieri, în sfârșit, posibil și ceva primari, viceprimari, dar probabil că în această lună martie se va alege efectiv și alege greul de neghină. Și aș vrea să mai subliniez, aș zice la punctul 2. Am o rugăminte, această rugăminte la cetățenii județului Neamț. Să nu ne mai asocieze cu PSD-ul. De ce spun acest lucru? Eu nu știu că PSD-ul este un partid bun sau este un partid rău. Asta o judecă cetățenii. Dar faptul că ALDE este un partid distinct se deduce și din faptul că, iată, avem organe de conducere separate, avem organizații separate. Ori există, dacă vreți, noastră, această interferare, așa, la nivelul înțelegerii publice, în care atunci când se vorbește de ALDE, se vorbește implicit ca un fel de, știu, satelit, ca un fel de, știu, altceva care, vezi, Doamne, e a PSD-ului. Nu. Noi nu aparținem niciunui partid, noi ne aparținem doar nouă și de pe această poziție încercăm și sunt sigur că o să și rezolvăm ceea ce ne-am propus pentru cetățenii județului Neamț. Ce trebuie să-i explicat? Că alianța politică pe care noi am avut-o cu PSD-ul la vremea respectivă a răspuns nevoilor românilor, dar punctual vorbind, venind la fața locului, a răspuns nevoilor cetățenilor județului Neamț. De ce spun acest lucru? Pentru că tot ce s-a întâmplat în județul Neamț ca dezvoltare, ca accesare de bani, investiții, s-a făcut cu această majoritate pe care noi am asigurat. PSD-ul singur nu reușea să facă absolut nimic fără ALDE. Sublinez acest lucru pentru că la această oră se observă undeva din partea colegilor noștri o chestiune de ca abordare de următorul gen. Guvernul PSD a făcut, guvernul PSD a dat, guvernul. Nu a existat un guvern PSD, am mai spus asta. A existat un guvern al coaliției ALDE PSD. Sau PSD ALDE, de bine cum îi place fiecare. Ca atare a scoate din ecuație ALDE din ceea ce asemna majoritatea în a asigura până la urmă investiții în județul Neamț și tot ceea ce s-a întâmplat bun în județul Neamț este de fapt, dacă vreți, o încercare neelegantă a foștilor noștri colegi de coaliție.
De aceea am spus eu că voi face o conferință de presă, a zice, cu această tematică, a ceea ce înseamnă investiție și administrația județului Neamț și rolul ALDE în cadrul acestei fostei coaliții.